Și sportul are de suferit din cauza zăpezii căzute în ultima perioadă. Porțiunile de drum impracticabile sau riscul de a rămâne zăpeziți pe drum a dus la anularea unor meciuri din campionatele de basket, volei și handbal. În această situație se află CSU Medicina Târgu Mureș, care nu a mai ajuns la Bacău, urmând ca partida să se desfășoare ulterior. Și echipele de handbal și basket au restanță din cauza condițiilor meteo. Într-o situație similară este formația de fotbal a municipiului nostru, care întâmpină probleme atât la nivel de pregătire fizică, cât și din punct de vedere al organizării meciurilor amicale, care sunt imperios necesare în această perioadă. Echipa Avântul a fost nevoită să-și desfășoare jocurile de pregătire pe un teren impropriu desfășurării activității sportive. Mai mult, începerea returului se află sub semnul întrebării, în condițiile în care majoritatea terenurilor din țară sunt, practic, sub un strat gros de omăt. Dacă vremea nu se va îmbunătăți, cu siguranță meciurile din prima etapă ale Ligii a treia vor fi amânate.